Șeful fermei zootehnice a Societății Agricole Agroind Berezeni, Mărgărind Niculiță, este rezvoltat de neimplicarea guvernanților noștri de a salva zootehnia românească de la pieire. Lipsa măsurilor menite să revigoreze domeniul creșterii animalelor în sistem intensiv, cu efecte dezastroase în ceea ce privește creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor, vor conduce spre dezastru. Într-un viitor apropiat vom vorbi în România despre zootehnie la timpul trecut. Argumentele interlocuitorului nostru în materialul următor. Zootehnia la nivel național parcurge o perioadă foarte dificilă. Problemele care au apărut în zootehnie au apărut datorită faptului că la nivel național n-au fost strategii care să-i avantajeze pe crescătorii de animale. Aici mă refer la faptul că prețul la motorină a crescut într-un mod galopant. Subvențiile au scăzut. Prețul la inputuri a crescut într-un mod, dacă aș putea spune, diabolic. Prețul la șrotul de soia, care este un furaj foarte important pentru vacile în producția de lapte, a crescut cam de 3 ori. A ajuns undeva la 3,7-3,8 la poarta fermei, ceea ce acum câțiva ani, mă refer 4-5 ani, era 1 leu și 20 de bani, iar prețul la motorină era undeva 3 lei. Zootehnia parcurge perioade grele și datorită secetei care s-a instalat la nivelul țării. Producția de furaje este scăzută, furajele nu mai pot fi de calitate. În același timp, prețul la lapte, dacă putem vorbi de prețul la lapte, la nivelul anului 2012 avem un preț egal cu prețul care îl avem în ziua de astăzi și făcând o comparație între valoarea inputurilor la anul 2012 și făcând așa, inputurile au crescut cam de 50 de ori. Această misiune nu este greu de dus, aproape că devine imposibilă, iar noi trebuie să vedem ce soluții găsim ca să putem să ducem mai departe tradiția. Deci mă refer la creșterea vacilor pentru lapte. De asemenea, datorită contextului social în care ne aflăm și contextului economic, am renunțat la oaie. Pentru că nu ne regăseam în niciun fel în strategia economică a fermei. Deci nu avea niciun venit. Mergeam tot timpul pe minus și datorită faptului că principalul produs care s-a vândut la oaie a fost mielul, laptele nu s-a vândut, lâna nu s-a vândut, salariile foarte mari, era foarte, foarte greu de ținut. Mai mult decât atât, mă refer la vaca pentru lapte, cred că nu prețul la lapte îi dă existența, ar trebui făcute strategii, elaborate strategii de către Ministerul Agriculturii pentru a putea ține un echilibru în tot ceea ce se întâmplă în zootehnia românească. Dar asta este greu, este foarte greu de realizat, pentru că oamenii în minister vin și pleacă, iar problemele se agravează. Problemele zootehniei rămân și nu cred pe cineva interesant ca să facă lumină în problemele zootehniei. Furaje sunt, dar nu sunt la calitatea, nu sunt de calitate. Seceta? Seceta s-a pus în mare măsură amprenta pe calitatea furajului. Neavând un furaj de calitate, nu avem un lapte de calitate. Nu avem un lapte de calitate, nu primim un preț pe măsură. Deci toate se leagă, toate se prind una de alta. În mare măsură am rezolvat problema furajelor. Avem furaje, dar nu furajele, nu laptele, sunt o multitudine de probleme care afectează existența unei ferme de vaci pentru lapte. Subvențiile sunt foarte mici, nu au venit, dar în diferența mare care au între subvenția primită, între subvenția care a fost și care există acum, este o problemă foarte gravă și ea este o problemă și aici este o problemă cu subvenția. Nu se regăsește datorită faptului că
în următorul an, după ce s-a dat subvenția de aproape 1000 de euro, au apărut câteva sute de mii de animale cu certificate de origine. De unde au apărut aceste animale peste noapte, dacă putem spune așa? M-am tot săturat să am așteptări, mai degrabă dezamăgiri. Dezamăgiri, așteptări nu am. Pentru că ei vin și pleacă, noi rămânem cu probleme. Noul ministru al agriculturii a fost prezent în zonă. Vă ajută cu ceva prezența domniei sale? Nu ne ajută cu nimic. Dumnealui este axat mai mult pe oaie, aproape că vaca pentru lapte nu-l interesează, iar cred că unele proiecte privind amplasamentele stânilor montane, pășunilor, așa, nu are nicio rațiune în ceea ce face el. Ne trebuie strategii pentru creșterea vacilor de lapte. Asta așteptăm, dar este puțin probabil să privim ceva. În loc de concluzie, noi zicem, domnilor guvernanți, treziți-vă!